Bianca a spus adevărul despre întâlnirea ei cu fostele colege de la Puterea Dragostei. Ela, Manuela, Bianca și Simina au mers împreună la Teo Show, după care au participat la emisiunea online a Corneliei Ionescu. Deși cele patru au încercat să mențină o relație decentă în fața camerelor de filmat, iată care este adevărata părere a Biancăi despre experiența de miercuri. Vă explic cum am ajuns să fiu în aceeași încăpere cu celelalte fete. Eu trebuia să merg cu Berna, însă nu se simțea prea bine, am mers la ea acasă la Târgu Jiu, fiind nevoit să reorganizăm. Nu puteam să refuz, e vorba de, în primul rând, de respectul meu față de ei. De asta le-am și ignorat pe fete. Eu am fost zen, cu toate că în interiorul meu fierbeam și le-aș fi spus multe, pentru că s-au adunat multe. Am abordat o altă atitudine pentru că nu voiam să intru în conflict cu ele, era unul la nesfârșit. Inițial nu am vrut să merg și la Wobbies, dar am zis că nu e ok, că sunt câteva minute, fiecare a zis ce a avut de zis. Poate că ar fi trebuit să vorbesc mai mult sau mai puțin. Eu oricum eram cu mintea în altă parte, a spus Bianca despre întâlnirea cu Ela, Simina și Manuela. Piru i-a spus adevărul despre despărțirea de Marius. Din primele declarații, totul ar fi pornit la mormântarea bunicii ei. Iată ce a declarat fosta concurentă Puterea Dragostei cu lacrimi în ochi. Familia mea l-a plăcut foarte mult pe Marius și el știe foarte bine chestia asta. Mi-a murit bunica, a venit și doar mi-a făcut atât pe umăr, am îngăiat-o pe umăr. Nu m-am îmbrățișat, la mormântare a stat la 5 km de mine. Nu mi se pare normal, trebuie să fie alături de mine. Asta a pus capac. Nu știu de ce s-a comportat așa, doar că nu pot să-l înțeleg. Și eu sunt de vină că am părțile mele rele și nu vreau să îl vorbesc pe el de rău. Pur și simplu, asta s-a întâmplat între noi. Bineînțeles că și el are multe lucruri de spus despre mine, adevărul e la mijloc. Nu a fost o ceartă mare între noi, pur și simplu i-am spus niște chestii care m-au deranjat. Nu ne mai înțelegeam. Ideile noastre nu mai coincid și mie îmi plac oamenii calzi, el era rece, mai distant. Pur și simplu aleg un alt fel de om, vreau un om mai cald lângă mine, un om care să mă aprecieze mai mult. Așa e felul lui și o să-și găsească una care să-l accepte sau să-l placă așa. Marți eram puțin supărați, vineri am venit eu la București și vineri ne-am și despărțit. Am venit că aveam ceva treabă, dar am venit și pentru el. În ziua în care am ajuns, s-a terminat, seara, a povestit Andreea Pirui despre separarea ei de Marius de la Puterea Dragostei. Bianca a fost refuzată de Roberto Hațegan, tânărul vlogger alături de care își dorea o colaborare sau poate chiar ceva mai mult. În cel mai recent live de pe YouTube, Bianca le-a transmis fanilor că nu mai vrea să audă de acel băiat. Iată ce declară Bianca. Nu am mai ieșit cu băiatul ăla la cafea, lăsați-mă și cu ăla, vai de capul meu, a spus Bianca pe live despre Roberto Hațegan.
Se pare că lucrurile între Bianca și Roberto nu au mers așa cum își dorea Bruneta, motiv pentru care a decis să rupă orice legătură cu el. Liviana a vorbit despre fetele din Casa Puterea Dragostei sezon 3 după experiența de o zi în Casa Dragostei. Este uimitor ce spune despre Adriana. Iată ce a declarat Liviana. Cele pe care le apreciez sunt Mariana și Adriana. Adriana e cel mai om. Știți cu cine aș putea să o compar? Cu Ligi. Adriana poate fi comparată cu Ligi. Un om extraordinar, un om elegant. Nu știu cult dacă e, dar are maniere. Am fost surprins de atitudinea Marianei, în schimb. Nu știu ce a determinat-o pe Mariana să adopte o atitudine așa defensivă de când am intrat eu în casă, dar mă așteptam să fie așa. Ei fiind noi în comparație cu mine, eu fiind câștigătorul, ei se gândesc că vin să le dau lecții. Intervine orgoliu. E foarte de înțeles. Eu am știut asta. Mariana a fost foarte agresivă, ea e o fată foarte emotivă așa, nu se arată, poartă mereu zâmbetul, ironii, dă replici ironice, are sarcasmul dezvoltat. Dar sub acest zid se află o fată sensibilă, un suflet bun. Andrada, iubita lui Moroșanu, este jucăușă. Pe ea n-a stat să o studiez, dar după cum o văd pe ea într-o relație, ea e tipul ăla de femeie independentă, dar șmecherită. De asta se potrivește foarte bine cu Alexandru, că și el are același stil. S-a găsit bine cu Moroșanu, a spus Livian despre fetele din Casa Puterea Dragostei sezon 3. Claudia și Ștefan au fost protagoniștii unor scene intime care s-au văzut la TV. Un moment destul de jenant a avut loc în Casa Mireasa, acolo unde doi dintre concurenți au fost protagoniștii unor scene intime. Este vorba despre Claudia și Ștefan, care, deși nu formează un cuplu, s-au alintat și atins până s-a ajuns într-o situație care nu ar fi trebuit să se vadă la televizor. Toată lumea a văzut scena. Lui Ștefan i s-a văzut rușinea la TV și de parcă nu ar fi fost de ajuns, cei doi concurenți au început să discute pe acest subiect. Claudia chiar a fost curioasă să-i vadă zona intimă lui Ștefan, spre surprinderea celor din casă. Deși sunt extrem de apropiați, Claudia și Ștefan susțin că nu formează un cuplu, ci sunt doar prieteni. În urmă cu o săptămână, în gală, Claudia a spus în fața tuturor că Ștefan i-a propus să se joace și să-i mintă pe ceilalți concurenți din emisiune că se plac și că sunt în cunoaștere. Dar dacă ar fi să ne luăm după ultimele imagini, lucrurile par mai mult decât clare. Se simte ceva acolo, i-a spus Claudia amuzată, la care Ștefan rușinat a zis că se simt fluturii din stomac. Apoi s-a atins în zona intimă, în timp ce Claudia îl privea curioasă. Livian a făcut primele declarații după apariția lui în Casa Puterea Dragostei. Câștigătorul sezonului 2 a explicat că este doar în vizită și a spus care este părerea lui sinceră despre concurenții din sezonul 3. Livian a fost respins în prima fază de concurenți, însă apoi a reușit să-i cucerească cu farmecul lui. Iată ce a declarat Livian. Nu revin în forță cu aer de superioritate, cu nu știu ce. Vă dați seama tensiunii. Tot ce am zis acolo a fost direct, atât la fete cât și la băieți. Când am intrat în casă era ca la începutul sezonului 2, când erau concurenții noi cu cei vechi. J'ador, se simțea oarecare diferență. Mi-a făcut intrarea frumoasă, să vă văd pe voi ce ați fi făcut. Intrați în Casa Puterea Dragostei și vedeți că sunteți blocați, aveți intrarea blocată. Ei s-au simțit în poziție defensivă, că le-am luat și pe fete la dans, și am zis să reacționez, să înțeleagă că n-am venit cu gânduri, să arăt cine sunt eu, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.